Astăzi a început vaccinarea împotriva COVID-19 cu a doua doză de vaccin pentru angajații din spitalele care au fost primii vaccinați. Autoritățile confirmă faptul că după rapel nu va mai exista riscul să se dezvolte infecții severe cu noul coronavirus. Aproape 4.000 de mehedinți s-au vaccinat până acum împotriva noului coronavirus. Astăzi a fost prima zi în mehedinți în care s-a putut efectua apelul. Este vorba despre cadrele medicale care au deschis campania națională de vaccinare în data de 4 ianuarie la nivelul județului. Autoritățile susțin faptul că la șapte zile după ce a doua doză de vaccin anticovid a fost administrată, nu va mai exista riscul să se mai dezvolte infecții severe cu noul coronavirus, dar masca va rămâne în continuare obligatorie.